Vreau să vă spun tuturor, într-o discuție pe care am avut-o cu Răzvan zilele trecute, parcă era și bănica acolo, nu mai amintesc. Nu, uite, n-am. Când vin și Răzvan și Dani, mă concentrez numai pe ei. Da, așa. 3-4 ore numai pe noi. Și eventual și Delia când vine, are niște materiale atât de subțiri și scurte, incredibil. Deci, ideea e că Răzvan a zis, ce ar fi să începem mai nebun neața? Și vreau să vă spun că, și îl aplaud pe... Atunci ești bucuros, stimați telespectatori, când părinții sunt bucuroși, când copiii lor au niște idei. Când nepoții. Când nepoții au niște idei senzaționale. Aplauze pentru Răzvan. Da, și pentru Micu Brânciu. O să... Ce mie... Am vrut să spun, cum iei tu interviurile de dimineață, nu ia nimeni. Nu ia nimeni, ai văzut? Deci fii atent aici. Da. Deci omul ăsta, eu n-am avut, Elena, n-am avut, când eram acum 15 la nață. Dacă îmi faci așa, cu tricou până aici, și stă așa, și spuneți. Și când îi tresaltă bicepsul, eu nu mă uit la invitat. Băi, nepotul meu ce mușchi are să mor eu. Dar nu e despre mușchi ori ai emisiunea. Este despre faptul că, uite, un motor de o singură persoană, unic în lume, că e custom, a fost folosit pentru mai mult de 4 minute de 2 persoane. Asta 3. Mă doare pe 3. Mine. Sau chiar 3 pe